Sprijiniți bătălia lui Adi împotriva cancerului agresiv. Eclesiastul 3 ne amintește. Există un timp rânduit pentru toate și există un timp pentru fiecare eveniment sub cer. În ultimele 8 săptămâni, timpul familiei noastre a fost stabilit pentru plâns. Galaten 6 cu 2 ne încurajează să purtăm poverile unii altora și astfel să împlinim legea lui Hristos. Cuvintele nu pot exprima recunoștința noastră profundă față de cei dintre voi care ați fost lângă familia noastră în timpul acestei încercări grele. Continuăm să avem încredere în Dumnezeul nostru suferan în toate lucrurile. Medicii sunt vigilenți în ceea ce privește prognosticul după operația radicală pe creier. Prin care a trecut Adi în lupta împotriva acestei forme agresive de cancer. Iar calea spre recuperare este încă neclară, deoarece se află de aproape două luni în UTI, luptându-se cu multe complicații. Sărbătorim fiecare semn de îmbunătățire, oricât de minuscul este, și ne rugăm ca el să continue să progreseze. Pentru cei care au întrebat cum pot veni alături de noi, cu mai mult decât o simplă rugăciune, am creat această strângere de fonduri pentru a ajuta nu numai să acoperiți costurile tratamentelor și reabilitării lui Adi, care nu sunt disponibile prin spital, ci și salariile pierdute în această perioadă prelungită de convalescență. Vă mulțumesc pentru că ați ajutat să duceți povara pe și pentru rugăciunile voastre necruțătoare. Ne agățăm de promisiunile Tatălui nostru din Romani 8 cu 28 și lucrăm ca Dumnezeu să facă ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați după planul său.